anterior, rândurile de automobile la punctele de trecere spre Ucraina, mai cu seamă în perioada estivală, se întindeau kilometri buni. Timpul de așteptare pentru a trece vama putea dura o oră, două sau chiar mai mult. Situația la punctul de trecere a frontierei Palanca s-a schimbat radical după darea în exploatare în decembrie 2018 a noului complex, care cuprinde acum 10 piste de deplasare, câte 5 în fiecare direcție. Verificarea actelor și autovehiculelor durează doar câteva minute. Este convenabil. Ambele servicii vamale sunt alături. Nu este nevoie ca altădată să stai într-o vamă, apoi în alta. E comod și rapid. Am venit, am trecut controlul și am plecat. Suntem pentru prima dată aici, deci totul e nou pentru noi. E destul de rapid. În linii generale este bine, frumos, confortabil, sunt condiții europene. Totul este foarte bine. Circulam pe aici și când era vama veche. Acum, de când e reconstruit, suntem pentru prima dată. E excelent. Confortabil, curat. Schimbările sunt evidente. Красиво, чисто, конечно. Есть перемены. Дуже. Але ми не часто подорожуємо. Ne place mult. Noi călătorim de câteva ori pe an. Aici totul decurge rapid, fără probleme. E regulă. Ne place acest punct de trecere. Без якихось проблем. Все гаразд. Пункт подобається. Punctul de trecere a frontierei Palanca, operat în comun de vameșii și polițiștii de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, a fost edificat din temelie, în cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu o investiție de 4,5 milioane de euro din partea Uniunii Europene și 1,68 milioane de euro din partea Guvernului Republicii Moldova. În clădirea administrativă cu 3 etaje sunt amplasate peste 30 de birouri pentru angajații serviciilor de frontieră din Moldova și Ucraina, care, tot cu suport european, au fost dotate cu mobilier și toate echipamentele necesare pentru activitate. La moment ne aflăm în încăpere de serviciul control în linia a doua, unde se efectuează verificarea amănunțită actelor de călătorie care prezintă suspiciuni în timpul controlului în prima linie, de către angajații poliției de frontieră. Deci documentele date sunt remise în controlul linia 2, unde se efectuează de către un angajat mai cu abilități mai bune și cu practică mai dezvoltată în cercetarea documentelor de călătorie, la depistarea uzului de fals sau falsificării actelor date. Noul punct de trecere la frontieră asigură condiții optime pentru absolut toți călătorii care îl vor traversa, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, solicitanții de azil, antreprenori. La acest punct de control, condițiile de serviciu sunt mult mai bune decât erau la punctul de control Maiechi Udobnoe. Este foarte confortabil și pentru cetățeni este bine. Controlul este efectuat foarte rapid. Angajații serviciilor de frontieră din Moldova și Ucraina susțin că, datorită renovării făcută cu banii europeni, capacitatea postului de la Palanca a crescut considerabil. Dacă anterior, în 24 de ore pe aici treceau cel mult 500 de autoturisme, acum numărul lor s-a dublat. De la inaugurarea noului punct de trecere comun, Palanca Maiechi Udobnoe, condițiile de lucru sunt mai bune, suntem dotați cu tehnică nouă, mai performantă, ce ne ajută la depistarea actelor. Călătorii sunt mai mulțumiți pentru prestarea serviciilor noastre. Noi cu colegii ucraineni suntem într-o relație bună, cooperarea este foarte activă, ne bazăm pe încredere și înțelegere reciprocă. Punctul de trecere a fost proiectat și construit în conformitate cu principiile europene de management integrat al frontierei. Și aici și-au dat concursul experții de la misiunea EUBAM, care activează la frontiera moldo-ucraineană încă din toamna anului 2005. European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine has supported. Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Moldova și Ucraina a susținut proiectul Palanca încă de la începuturi, de la elaborarea cererii de finanțare din partea Uniunii Europene. Mai târziu, EUBAM a oferit consiliere cu privire la proiectarea și cerințele tehnice referitoare la procedurile de control la PSP. În plus, EUBAM a participat la elaborarea schemei tehnologice a punctului de trecere. Participated in drafting the technological scheme of the BCP.
Rapiditatea cu care sunt efectuate verificările la punctul de trecere Palanca se datorează și faptului că aici se activează după principiul unui singur ghișeu. Serviciile de frontieră din Moldova și Ucraina lucrează cot la cot, iar eficiența și compatibilitatea de care dau dovadă se datorează și instruirilor efectuate de experții de la EUBAM. Dacă anterior controalele la frontieră erau efectuate separat de Poliția de Frontieră și Vameșii de la Maiache, apoi de cei de la Udobnoia, acum este o singură staționare, la punctul de control Palanca. A devenit mult mai convenabil pentru trecere. Toate procedurile sunt efectuate mai repede. Au fost organizate cursuri de instruire de către Misiunea de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene. Cunoștințele și abilitățile căpătate ne-a perfecționat activitatea. Vreau să spun că interacțiunea noastră este una foarte clar sincronizată, deci nu există dificultăți. Autoritățile estimează că, datorită controlului comun la frontieră, va fi diminuată corupția, iar punctul de trecere al frontierei la Palanca va produce mai multe efecte pozitive, inclusiv intensificarea schimburilor comerciale și economice între cele două țări, ceea ce va contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii.